Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Stați, domnul Palada, stați, domne, un pic că n-am început emisiunea. Nu v-am zis nimic din ce merita să vă... Extraordinar. Știți ce? Haideți să nu ne mai mirăm atât de ce a făcut Palada. Uite, vă mai amintiți de faza asta? Nu-mi dau seama, a spus copilul ceva, a vorbit urât. Tipul ăsta a pocnit un copil și nu doar că noi românii n-am vrut să acceptăm asta, dar l-am mai și votat să ne fie președinte. A doua oară. Și să aducă instituțiile statului în halul în care sunt acum. De asta zic, într-o societate în care violența domestică e la ea acasă, în care e normal ca bărbații să-și bată seară de seară nevestele, în care părinții privesc corecțiile fizice aplicate copiilor ca pe ceva normal, în care profesorii încă îi bat pe copii la școală, într-o societate în care unul ca Giovanni Becali scuipă oameni la televizor, iar apoi e invitat de alte televiziuni, pe bune, la ce să te aștepți? Adică, dată fiind realitatea, chiar părem tâmpiți când sărim ca arși. Vai, dar ce comportament huliganic! Aveți o față de bideu ce nu se poate, doamnă. Sunteți un om atât de mărunt. Haideți! Că ești și de procuror, că ești un fraier, bă! Dă-te dracu de prost de aici! Ești prost, bă! Asta e! Ai înțeles că dacă te bate, vreau de aici de cap. La numărătoarea voturilor, ce credeți că va fi? Care va fi rezultatul? Era de agresivă, țiganca asta am putut. Ideea nu este că acești oameni există în spațiul public. N-au cum să nu existe la cum arată sistemul nostru de educație. Ideea e că acești oameni continuă să existe în spațiul public și după ce fac asemenea gesturi. Ideea e că nu există în societatea noastră limite ale lipsei de bun simț. I-am auzit pe foarte mulți astăzi, am blocat pe Facebook nici nu mai știu câți. Lasă bă că și ăla și-o merita, lasă că era antipatic și eu i-aș fi dat una în bot. Vorba lui Băsescu, nu? O fi zis și copilul ceva, o fi înjurat. Am ajuns ca ăia care stau cu puiul de leu în casă, că-i frumos, că vai leuțu ce drăguț e, mâncau ar mama de felină. După care le mănâncă leu doi copii și se miră. Aolo, dar cum e posibil așa ceva? Era atât de blând leuțul? Hai mă, lovește-mă! Vino mă cu aia și lovește-mă! Lovește-mă! Hai mă, lovește-mă! Vino mă, lovește-mă! S-a gândit acest individ care avea o chestie mai veche cu mine, deci, s-a zis el, băi, eu sunt mare șmecher aici și fac, uite că nu ești mare șmecher, dacă ești mai de capul tău. Nicolicea, vă rog, nu știu ce am arătat eu. Hai că ești fraier. Moise, vă rog, da. Nu vă permit. Bine, vă mulțumesc, aveți dreptate să spuneți așa, o spun mai rău, e prost pregătit. Nu, e vorbește ca o râzniță, adică este setat de la partid, n-are învârtit cu cheița. Cer scuze, îmi cer scuze. E și pe tic, vorbește și non-stop, adică la momentul ăsta, da, justiția, fă ce PSD-ul și justiția, e horror. Sunteți un analfabet, domnule. Domnul analfabet. Și problema cea mai mare despre care nu discutăm în societate, nu mucles, pentru că între altele rezolvarea ei ar scădea ratingurile unor televiziuni, este agresivitatea asta permanentă cu care deja ne-am obișnuit, agresivitatea pe care o considerăm normalitate. Să ne înțelegem, ăștia toți sunt creația noastră. Noi îi votăm pe liste, noi îi invităm la TV, noi ne uităm la televiziunile unde sunt invitați. Iar ei sunt șefi de diferite chestii, ocupă funcții publice, bref, ne reprezintă. Da, pe bună dreptate, chiar ne reprezintă. Serios, ne cam alintăm când ne mirăm de ce a făcut acest băiat atât de limitat. Palada a făcut ceea ce un Palada tolerat în spațiul public trebuia să facă. Mizerie. O să tot vorbim despre asta în emisiunea de azi. Bine ați venit la Starea Nației. Of,
ce chin, ce jale până ajunge un procuror să fie lăsat din brațe de sistem. La fel, un medic, un politician, trebuie să apară zeci de înregistrări, trebuie să se scandalizeze opinia publică luni întregi și apoi, la final, e, bine, bine, haideți că de gura voastră îl trecem în rezervă, îl cercetăm, vedem ce o să facem cu el. Tot ce afli despre unii SRI-și, despre unii procurori, judecători, la un moment dat în spațiul public, sunt lucruri care te cutremură pur și simplu. Ascultări ilegale, amantlâcuri, combinații cu serviciile, combinații cu politicul, intervenții în politică, în afaceri, în rezultatul alegerilor, o încrengătură bolnavă de interese și sume foarte mari. De ce se ajunge până aici? Medicii de la Spitalul Marie Curie nu-l mai vor pe Gheorghe Burnei acolo. Aceștia au trimis o scrisoare prin care spun clar că nu vor să lucreze sub îndrumarea chirurgului. Uite, asta mi se pare o atitudine sănătoasă. Breasla, da, ea trebuie să fie prima care reacționează în astfel de situații. Știți cum e? E la fel în toate domeniile. Uite, în jurnalist, de pildă, ni se tot spunea: domne, nu e bine să te iei de un coleg, mâncați aceeași pâine, vedeți? Așa am fost noi crescuți în comunismul ăla nenorocit. Când zici de ăla că-i acoperit, de ăla că-i goarna SRI-ului, stai, domne, ce faci, că-i colegul tău? Nu e frumos, nu e bine, ba e foarte bine. Pentru că ați văzut, oamenii așa gândesc. Bă, lasă, bă, că și ăștia o ar cu politicieni, cu bani, cu servicii. Da, unii, da, unii care nu sunt jurnaliști de fapt. La fel e în toate domeniile. Uite, Coldea SRI, vă amintiți? O comisie din Serviciul Român de Informație a investigat datele și imaginile apărute în mass media în ultima perioadă legate de Florian Coldea și a ajuns la concluzia că nu îi se poate reproșa nimic. Nu au rezultat elemente care să se constituie în încălcări ale legii sau normelor interne în vigoare. Ce a zis atunci sistemul? Nimic, Mucles Batista pe țambal. Cum vorbește de atunci lumea despre SRI? Haideți, mă, ce naiba, SRI-ul era pe mână cu DNA-ul, voiau și ei să controleze țara. Dacă nu vrei să fii pus în aceeași oală cu oameni care au aceeași meserie și fac tâmpenii, trebuie să vorbești, să te delimitezi, să protestezi, cum am văzut la acei medici de la Malaxa. Altfel există riscul, cum se întâmplă acum în justiție, în servicii, ca toată munca unor oameni care chiar își fac treaba să fie aruncată în aer, iar cetățenii să spună de multe ori pe bună dreptate: aha, e clar, deci voi erați pe combinație, doar inventați dosare la ordin, nu? Așa am avut reprezentare atunci, era altă conjunctură și, sincer, îmi pare rău. Păi îți pare rău acum și zici că e nevinovat, dar el a ajuns în instanță la vârsta lui din cauza ta și a invențiilor tale. O să câștige la instanță. Sincer îți spun că regret toată povestea. Nu pot să spun mai multe, doar că așa a fost direcția în 2013. Nu știm exact ce se întâmplă în DNA, în parchete, dar imaginea aceasta de complicitate cu serviciile sau cu anumite grupuri politice și economice e din ce în ce mai bine conturată. Nu prea ai cum să o mai combați. Cu fiecare dezvăluire, tot mai mulți oameni ajung să spună: uite, mă, uite, aveau dreptate ăia care ziceau că... Lipsa de reacție a organismului justiției vine să confirme cele mai negre scenarii. Și haosul ăsta le pică extraordinar infractorilor. Pare că e un plan al lor la care participă și justiția și serviciile. Așa cum s-a întâmplat până acum câțiva ani, când, vă aduceți aminte, politicul, serviciile și justiția era o mare și fericită familie. Jenant la tipul ăsta, la palada unui creier mic, este că mereu a încercat să pozeze în mare intelectual. Făcea analize el, da, era plin de sociologie pe la bot. Tipul lansa verdicte cu eleganța cu care se linge o pisică la fund după ce își face nevoile. Ar trebui întrebat și Ponta: domnul Victor, de ce l-ați adus pe ăsta în spațiul public? Ce-l recomandă? Slugărnicia? Mă rog, nu întreba serios, Victor, ci așa, la bășcălie. Ce oameni putea să aducă Ponta în politică? Deci, pentru că sunt oameni care se uită doar la emisiunea asta la televizor, faza.
Uite, asta mă deranjează și în Parlament și de asta am ajuns și eu în politică, din cauza acestei nesimțiri, dar nu lăsa pe ceilalți. Vă rog, da, îmi asum acest lucru și dacă e vreo amendă pentru acest, pentru această afirmație, o voi susține în fața justiției și voi demonstra că da, aceasta este definiția nesimțirii. Să nu lași pe cineva să vorbească și să intri peste el. Fac să nu dormi. Da, o continuare, o nesimțire totală. N-ai ce să mai vorbești despre Palada, ce să comentezi despre el sau să te gândești să-i explici. După ce a făcut, e ca și cum i-ai ține morală unui leu care tocmai a omorât și a mâncat o antilopă. Nu ți-e rușine, nesimțitule? Cum să faci așa ceva? Rău, leu, rău! Zic mai degrabă să ne întrebăm ce părere au, spre exemplu, băieții cu care Palada se antrenează. Oh, da, Palada, Palada face sport, Palada face karate. Vă dați seama? Individul pentru asta s-a dus la karate, ca să învețe să se bată. Cum mai fac copiii? Cum am făcut cu toții la un moment dat când eram mici? Doar că Palada a rămas infantil. Asupra lui sportul n-a avut niciun efect. N-are rost să mai spun că artele marțiale, oricare ar fi ele, se adresează în primul rând minții, spiritului și abia apoi fizicului. Copiii mai cresc, se uită în gura senseiului, care le tot repetă acolo cei cu sportul ăsta și până la urmă cei mai mulți dintre ei pricep. Dar unii rămân niște brute fără creier, cum e cazul nostru. Iată și reacția doamnei prezentatoare din momentul în care Palada își năpustește artele marțiale asupra lui Goțiu. Vai, să vină poliția! Oh, da, să vină poliția! Doamnă, dar de ce îl chemați în emisiune? Și dacă îl chemați, de ce nu-i puneți o lesă, ceva? De ce n-aveți acolo o bodniță pentru astfel de indivizi? Ce, v-ați speriată? Înseamnă că nu știți ce specimene s-au perindat prin studioul ăla în toți anii din urmă. Ce flegme zburau pe acolo? Altfel ne bucurăm că reacțiile au fost unele pe măsură, da. Ele au condamnat comportamentul lui Palada. Iată. Și a venit pauza. A venit pumnul. Cum, v-a dat cu pumnul? Da, direct în gură. Deci când s-a dat pauza, a venit și pumnul. Da, asta a fost. Și v-a dat pumnul în nas? Nu, a dat pumnul în gură și nu e chiar haios. Dar totuși, insist, dumneavoastră nu cumva l-ați provocat? Ce să mai comentezi? Mai poți comenta ceva? Din atitudinea realizatorului, care observați, e rău și încruntat, de, dacă nu-i pune întrebări domnului Dragnea. Din atitudinea realizatorului, așadar, se înțelege că Goțiu e de vină că și-a luat un pumn în bot. Și tipa aia din platou, vai, ce se mai distrează? E mișto, dragă, nu? Vai, și-a luat Goțiu un pumn în bot de la Palada, ce mă distrez, domnul Gâdea, pic de pe scaun, nu alta. Ha, ha, ha. Cum ziceam, e bine. Suntem pe drumul cel bun, nu? De unde vine Palada? Dintre noi. Oh, da, e cel mai banal și mai adevărat dintre răspunsuri. Mă uitam acum câteva zile la interviul luat de tăpălagă lui Ponta. Ei bine, în toți anii trecuți, oamenii ăștia s-au făcut în toate felurile. Plagiator ordinar, jurnalist plătit, securist nenorocit, băsist jegos, știți foarte bine, nu reiau acum. E, și acum, domnule Ponta, da, domnule tăpălagă, pe bune, păi ni se întoarce mâncarea, băieți. Așadar, dar Palada de aici vine, dintre noi. Uite, ieri în Parlament. Steagurile Secuiești și alte însemne doar pentru a vinde țara la pachet. Vă mulțumesc! Cred că confundați cupola Parlamentului cu alte locuri pe unde vă petreceați timpul, că așa am aflat că aveați o mare predispoziție pentru anumite lichide. Când veniți aici, aveți grijă înainte să beți numai apă.
În Parlament, liberalul îl face pe Tăricianu nesimțit, apoi Tăricianu îl face bețiv. Bravo, băieți, sunteți la înălțime. Mai vreți? Stați să vi-l dau tot pe domnul ăsta de la PNL. O nouă stea a liberalilor, da. Domnule prim-ministru, nu vă supărați. La noi în Ardeal e o vorbă, parcă aveți prune în gură, domnule. Dar nu prune de alea din care știm noi, prune de alea mai distilate. Cam așa stau lucrurile. Oameni lipsiți de cultură, oameni care l-au tolerat o viață pe Vadim Tudor și i-au tolerat și pe alții ca el în Parlament sau la guvernare. Becali, Băsescu, oho, lista de grobieni e foarte lungă. Dar despre acest individ, ce părere aveți? Eu nu am respect pentru tehnocrații care ați luat în USR, dimpotrivă. N-am niciun respect pentru oamenii care au înjurat poporul român, care au umilit prin declarațiile lor și au bătut jocul de ani de zile, nu pot să-i respect. Dimpotrivă. Și când zic voi, sunt prea respectos. Eu ca bărbat cu voi aș discuta când se sting camera de din emisiune, bărbătește, într-o altă cameră. Serios, nu părem actori într-o piesă foarte, foarte proastă? Ne mirăm că Palada a lovit pe cineva la televizor? Eu mă mir în fiecare zi că acest Codrin Ștefănescu n-a lovit pe cineva și că, deși a amenințat oameni cu bătaia, este încă în fiecare seară chemat la TV. Este comunicatorul celui mai important partid din România. Spunem că Palada nu mai are ce să caute la TV, dar de ce are ce să caute la TV Codrin Ștefănescu? Da, pentru că încă nu a lovit pe nimeni. Ok, și după aia, după ce îi umple unuia moaca de sânge, îi interzicem și lui. Am înțeles, da, pare logic. Păi ce faci, tuțule, gata? O arzi și tu, dizident? Dizident, știi că nu e vreo clinică dentară. E în sensul că joci în afara liniei de partid. Deci Tuțuianu a plecat de la apărare pe motiv de comunicare. N-am găsit altă ribă. Domnia sa mi-a reproșat lipsa de comunicare și cu dânsul, dar și cu presa. Am fost în foarte multe întâlniri, îmi pare rău că n-am urmărit de la început subiectul. I-am spus că dacă constituie o soluție, demisia mea se află pe masa dânsului. Ieri vine Țuțu și zice că el n-a vrut, domne, că el a fost forțat să plece. Domnul Țuțu, noi ăștia de pe margine nu prea le avem cu mâncătoria de partid. Dar dacă tot vrei să spui chestii, de ce nu le zici până la capăt? Că doar nu i s-a pus pata lui Dragnea să te dea afară doar așa, că aveai cravată verde în ziua aia. Zine cum e în partid, băiete, e teroare? Păi dacă e teroare, de ce ai acceptat? De ce n-ai zis Țuțule nimic atunci când a fost executat Grindea? Vezi cum e cu roata asta? Are prostul obicei de a se învârti? Mai ales în politică. Nu vă spun că am plecat din minister cu bucurie. Am plecat cu lacrimi în ochi, dacă vreți să fiu foarte exact, și cu foarte multă amărăciune. Breda sensibil mai ești, auzi? Mă mir că n-ai plâns. Eu am zis că ești o stâncă de om, na? Șef la Comisia de Control SRI în Parlamentul României. Da, de unde? Tu ești de la... Ai terminat serviciile la Divizia Smiorcăiță? Foarte amuzante aceste combinații de partid. Când unul e executat, stau toți la cutie, nu zice nimeni nimic. După aia, când le vine rândul, urlă că e execuție. Păi strigă, bă, la toate execuțiile, dați jos tiranul. Dar nu, știți de ce? Că asta sunteți voi, unii care au nevoie de un tiran. Cerșiți o mână de fier care să vă pună la treabă pentru partid și, bineînțeles, pentru propriile buzunare. A se scutinea, Țuțu. Domnul Iohannis, să trăiți! Ați auzit vestea bună? Ci că se face summit UE la Sibiu, domne! Ce chestie! Păi e bine că mai aud și europenii de orașul ăsta. Cresc chiriile, serios? Pentru cine are case în Sibiu și le închiriază, e chiar convenabil. Poate fi o afacere foarte frumoasă acest summit. Da, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a propus ca imediat după ieșirea Marii Britanii din UE să se organizeze un summit la Sibiu. Așa, ca semnal că Uniunea merge mai departe, deși va fi pierdut un membru important. Et à la Roumanie, qui exercera la présidence au cours du premier semestre de 2019, d'organiser
un sommet spécial en Roumanie le 30 mars 2019. Mon vœu serait que ce sommet se tienne dans la belle ville de Sibiu. Nu știu ce să zic. Abia ăsta s-ar putea să fie un semnal îngrijorător. Pe bune? Adică abia a ieșit Marea Britanie din UE și deja organizăm summituri în orașe mici de la marginea greșită a Europei? Jean-Claude, sigur vrei asta? Știu, ți se pare că mai e mult până în 2019, dar să știi că timpul trece repede. Cam mâine o să te zdruncine mașinile de protocol prin gropile din România. Eu zic să te mai gândești. Iar e Băsescu într-o fază în care își apără mandatele. Nu de alta, dar trebuie, după dezvăluirile pe care le-a făcut colonelul în rezervă Daniel Dragomir. Păi nu e posibil să te lauzi tu atâția ani cu justiția independentă și cu lupta anticorupție ca să reiasă pe urmă că dispunea SRI-ul cine să fie arestat. Nu e în regulă, domn? Cea mai gravă care vi s-a părut? Cea în care afirmă că a fost prezent când generalul Coldea ordona arestări. E cutremurător și foarte greu de crezut. Da, Băsescu se îndoiește că era Dragomir prezent atunci când ordona Coldea arestări. Probabil că domnul Băsescu era acolo și nu l-a văzut nicăieri pe Dragomir, nu? Bine, asta dacă nu cumva, ca spion, colonelul asumase o identitate falsă și venise costumat în femeie de serviciu. Vă mărturisesc că îmi par greu credibile aceste afirmații și au o chestiune care îți spune că dacă ar fi așa, ar trebui să se fi sesizat un procuror din parchetul general, un procuror militar cel puțin, care să-l fi chemat a doua zi pe colonelul în rezervă Dragomir să dea explicații și să înceapă o anchetă. Mă, ce să-ți povestesc? E genul de indignare vagă care te scapă de orice. Ești de acord cu lumea că e grav ce s-a întâmplat și asta e. Treci mai departe. Prin indignarea asta, gata, ți-ai făcut datoria. E ca și cum, auzind de un caz groaznic de crimă, ai spune: Doamne, apără și păzește! Nu-i normal ce se întâmplă! Dom'le, ar trebui să se dea o lege, să se interzică toate omorurile. Păi, domnul Băsescu, dacă nu e așa, ziceți dumneavoastră cum a fost exact, că doar erați pe vremea aia cel mai informat om din țară. Sigur aveți propria variantă apropo de cum se petreceau lucrurile. Dar, mă rog, aveați slăbiciunile dumneavoastră în acea perioadă, nu? Poate că eu și am o slăbiciune arhicunoscută. Sunt un bărbat care a trăit numai între femei, cu o soție și două fete. Dacă Dar cei care râd sunt am mustață... sensibilitatea asta. Haideți, domnul Băsescu, chiar așa? Ce fel de bărbat sunteți? Dați vina pe nevastă și pe fiice pentru slăbiciunea pe care o aveți pentru... Știți la cine mă refer. Dar mai bine să revenim la justiție. Văd că vă place tema atât de mult încât sunteți gata să ieșiți în stradă pentru o justiție independentă. E, na. În momentul în care îl vor exclude pe președinte, eu voi ieși la televizor, voi explica românilor cât de mare este riscul de repolitizare a justiției și îi voi chema să protestăm. Eu voi fi în fața Parlamentului, la Kiselev, la Palatul Victoria. Și credeți că o să intereseze pe... Mă rog, e atât de trist că după două mandate, după 10 ani în care ați fost cel mai puternic om din țară și ne-ați mâncat ficații, e nevoie acum să protestați în fața Parlamentului. Păi degeaba v-a trimis lumea la Cotroceni? Că așa să iasă în stradă poate oricine, tati? Bine, nici noi nu vă luăm foarte în serios. Știm că vă aprindeți repede și că promiteți chestii de care nu vă mai țineți. N-ați mai fi Traian Băsescu dacă n-ați face tragicomedie ieftină de dragul populismului. În situația în care, în pofida avizului Curții Constituționale, Parlamentul va vota suspendarea mea,
În maxim 5 minute de la vot voi demisiona din funcție. Vă propun ca odată la 3 luni să ne vedem în piața universității. Și pentru că vrem să înțelegem mai bine ce se întâmplă, de unde violența asta, în special pe micile ecrane, l-am invitat alături de noi în această seară pe senseiu. Cum vă numiți, vă rog, că n-am reținut? Jujiță! Jujiță făniță! Jujiță, da. Maestru în jujițu, presupun. Că doar nu în făniță, ci... Ca să fac și eu un spirit de glumă la emisiunea dumneavoastră. Da, da, da. Înțeleg că sunteți specializat în arte marțiale de televiziune. Exact, exact. Am o școală de televiziune, școala de invitați pentru televiziune, Cichician din Motru. Cichician din Motru, da. Foarte interesant. Și ce faceți acolo mai exact? Deci instruim analiști, politicieni, oameni de cultură, scopul nostru fiind să-i pregătim pentru a face față unei dezbateri televizate. Asta e. Dumne, habar n-aveam că există așa ceva și mai exact, cum faceți asta? Păi mai exact, bătaie domnul meu. Cum bătaie domnul? Păi ce dezbatere e aia cu bătaie? Dom'le, pe mine nu mă interesează de dezbateri, înțelegi? A. Oamenii nu vor să-și mai ia bătaie la TV, așa că eu vin în întâmpinarea acestei dorințe și îi pregătesc să fie ok. Da, n-am mai auzit. Și ce elevi aveți, ca să zic așa? Mulțumesc de întrebare. Da, corect. Am o promoție bună de tot. O să-i vedeți în curând, le dau drumul pe TV. O generație de excepție. De exemplu, am un profesor universitar de istorie la vreo 70 de ani. Dom'le, e o nebunie, are talent nativ, știi? Ăsta pune jos un prezentator în 2 secunde. Pac, pac! Domnul Jujiță, stați puțin, domnule, suntem la televiziune. E îngrozitor ce spuneți. N-ați văzut și gestul animalic al lui Palada? Ba da, da, regretabil, într-adevăr. Păi asta zic și eu, mai mult decât regretabil. Păi regretabil. Eu nu știu cu cine se antrenează Palada ăsta, da? Dar goțiu unul trebuia să se mai ridice, domne. Eu n-am nimic cu el, adică da, după o bucată trebuia să fie la somnic. Adică fără să aibă pe corp vreo urmă sau, adică ăștia de la TV-ul au acționat corect, știți? Adică au ținut camera pe prezentatoare, doar că Palada a fost incredibil de slab, domne, a lăsat urme. Nu, domnul, e incredibil ce îmi spuneți. Dar ce mai exact îi învățați pe oameni la școala asta de invitați de televiziune? Păi, în primul rând, așa? Cum să te descurci în lumea asta violentă a televiziunii? Adică să știi cum să ripostezi dacă cineva te lovește sau cum? Nu, păi nu, domne, vedeți că habar n-aveți. Domne, o să vă încingă cineva într-o zi, unul de n-o să aveți aer. Păi, deci să nu riposteze, asta zic și eu, așa e civilizat. Hai, domne, normal m-ai făcut să râd, ce dracu. Normal că nu ripostezi. Cum ai intrat în studio, paf, i-ai dat direct în bot. Dacă asta, dacă ai un invitat. Dacă sunt doi, bac, bac, stânga-dreapta, știi? Le dai somn și să-ți ia frica, știi? Dom'le, dumneata ești nebun să dai așa direct în cineva? Da, bravo, mă! Dai preventiv! Baf, baf! Asta te ridică, asta te doboară! Să vezi după aia ce emisiune liniștită ai! Nu, e halucinant ce aud. Alte reguli mai aveți, domnul Jujiță? Da, mai e regula diversiunii. Asta e a mea, e proprie, e personală. Am combinat două stiluri de la doi maestri. Ce maestri? Deci maestru Giovanni și maestru Băureanu. Aha, și cum e asta? Mi-e frică să întreb. Deci asta e foarte simplu. Deci te duci în față, știi? Da? Flegmă în ochi, după aia un genunchi unde e greu voinicului, știi? Mergi la sigur. Și, mă rog, de dragul discuției, pentru femei aveți pregătire separată? Da, nu lovim femei. Aici, aici aplicăm slavă tehnica domnului. Becali, Gigi Becali. Curvă, zdreanță, panoramă. Pe femei le faci din gură, știi? Un student extraordinar, Gigi, calități native, extraordinare. Nu știu, domne, ce cu el de la o vreme, s-a lăsat, nu știu. Doamne, ce. Doamne, nu vă supărați, dar ce fel de centură aveți dumneavoastră? Am una bună de tot, centura cu care a fost tata în armată. Cu aia dai, cel mai, ca lumea, știi, dai de la care cataramă, știi? Și dai un fi botul imediat și nici nu te apropii de el, nu, știi? Nu, gata, că gata. E lung, mulțumesc, așa. Mulțumesc, la revedere, adio, adio. Iată, se întâmplă lucruri în capitală. După concursul de balcoane, fațade și grădini, a început și competiția cel mai mare șobolan din capitală. Doar că acest concurs, vă dați seama, nu e organizat de Gabriela Firea. Ba, dimpotrivă, e organizat de un ONG care vrea să o demită pe Gabriela Firea.
La cât de bine se simt șobolanii prin București, la cât de bine s-au adaptat și s-au dezvoltat, nu m-ar mira ca unii dintre ei să ajungă să se pozeze singuri, să-și trimită ei înșiși câteva selfie-uri sau să roage o pisică de pe stradă să le facă o poză. Hei, pisii, facem și noi o poză? ONG-ul se cheamă București fără ei și așteaptă imaginile pe pagina de Facebook. Nu oferă premii ca primăria, dar promite că pozele șobolanilor de pe podium vor ajunge la Gabriela Firea. Nu cred că mai e nevoie să explic de unde vine ideea, mai ales într-un oraș în care șobolanul a ajuns un fel de statuie vie, vorba maestrului Daia, ăla cu oaia. Șobolanii au invadat capitala din centru până la periferie. Bucureștiul este plin de galeriile rozătoarelor. Oamenii se tem să mai țină geamurile sau ușile închise ca să nu le intre în case. Mai grav este că de la căldură devin agresivi și atacă. Din centru până la periferie, Bucureștiul e plin de galeriile rozătoarelor. Oamenii se tem să mai țină geamurile sau ușile deschise ca să nu le intre în case. Mai grav este că de la căldură devin agresivi și atacă. Dau și șobolanii cu pumnul ca Nemirel? Nu dau cu pumnul. Doar transmit boli care pot fi letale, mai ales pe timpul verii. Știu, vă vine să faceți glume cu șobolanii de la guvern, cu chestii de-astea, nu? Ei bine, n-ar fi deloc glume. Chiar și în fața guvernului au fost filmați șobolanii. Nu se mai sperie deloc de lumea care circulă pe trotuar și se plimbă nestingheriți prin curtea instituției. Aoleu, eu am zis că-i veveriță. Dacă nu ești atent, te duci să o mângâi, să o gâdi-l puțin și când colo e șobolanul. De bucurie pleacă mai departe cu tot cu mâna ta. E, da, să vedeți tărășenie. Primăria Capitalei spune că n-are treabă cu șobolanii. Primăria Capitalei ne transmite că asociațiile de proprietari ar trebui să deratizeze blocurile, iar în privința spațiilor publice, consiliile locale sunt cele responsabile. Opa, hands careu! Asta după ce anul trecut, la preluarea mandatului, chiar din a doua zi de activitate, Gabriela Firea a declarat război atomic șobolanilor și țânțarilor. A, da, și traficului din București, da, normal că n-am uitat. Câteva luni a ținut o găbiță cu declarațiile de război, apoi s-a potolit brusc și a devenit ambasadorul păcii. A dat-o în concerte, festivități, iepurași, balcoane și multe, foarte multe poze de protocol. Așa că, oameni buni, ajutați-o și voi cu câteva poze. Poze cu șobolani, evident. Cât mai grași, cât mai bine făcuți. Parcă vă că-i trece și păștia la realizări. În mandatul meu, șobolanii au crescut în medie cu 30%. A, sau te pomenești că tocmai asta e tactica primăriei. Așteaptă ca șobolanii să se îngrașe, să devină obezi și astfel să-i prindă mai ușor, că nu mai pot să fugă. Vai de mine, pe asta cu operația la deget, o știți? Aolo, mi s-au tăiat picioarele când am auzit. Da, s-au tăiat singure, s-au descurcat de minune, n-au avut nevoie de chirurg, de nimic. Biletul de ieșire din spital al lui Vlad Manases ar fi comic dacă nu ar fi de fapt dramatic. La circa 15 minute după începerea operației, și-a dat seama că ceva nu este în regulă și a atras atenția medicului. Îi spun doctorului, așa de bine ține anestezia încât nu-mi dau seama că lucrează la degetul mic. Moment în care s-a panicat, s-a oprit din muncă și m-a întrebat, dar nu la degetul mijlociu aveai probleme? Nu, domnule doctor, la degetul mic. Fai de mine, ce se întâmplă, oameni buni? E nebunie maximă cu sănătatea. De când am început noul sezon, cred că am văzut vreo 10 știri cu nenorociri din domeniu. Avem încă un copil mort de rujeolă, bolnav de cancer, rămaș fără tratamente. Un primar de la țară vrea să-și dea foc la guvern că nu găsește medic pentru comuna lui. Nu mai spun de fraudele de milioane de euro de la CNAS cu bolnavi inventați. Unele știri le-am lăsat deoparte special ca să nu vă stric somnul. Bănuiesc că oricum e destul de zdruncinat. Iar acum poftim, băiatul ăsta cu operația la degetul greșit. A venit domn doctor și a intrat direct în subiect, asta la discuții. De fapt a stat, dar abia după operație. Am avut o discuție cu el într-adevăr pe urmă, după ce s-a terminat operația.
și și-a cerut scuze și-a recunoscut vina. Oarecumva era vina împărțită între el și asistenții lui, pentru că nici ei nu i-au spus, poate de frică, domnule profesor, nu operați pe degetul corect. Bine totuși că nu s-a repezit la genunche ca domnul Liviu Pop și bine că a avut materiale suficiente, că aici voiam să ajung. Păi ați auzit, pacientul avea probleme la un deget și a fost operat la două. Ei bine, la cum merg lucrurile, parcă văd ce urmează. Te duci cu 5 degete rupte și medicul îți spune că din lipsă de materiale nu poate opera decât două și te pune să alegi. Sau alege singur, care are destulă experiență. Știe el mai bine, domne. Cum e să stai la o coadă și să te trezești că în spatele tău se așează cu minte numărul 2 mondial? Nici nu contează domeniul, ca idee, așa zic. În cazul de față, întâmplător, era vorba de numărul 2 din tenisul feminin mondial. Nu vă supărați, aici este coada pentru Roland Garros? Oh, nu, domnișoară, mergeți la ghișeul celălalt, aici e pentru Wimbledon. Foarte frumos. Când a ajuns Simona la ambasada Chinei, era deja coadă, așa că s-a așezat cu minte în spate. Oamenii au recunoscut-o și au invitat-o în față. I-a oferit prima poziție, cum ar veni. Iar Simona le-a mulțumit cu un selfie pe Instagram. Ați văzut? Cam asta e diferența între oamenii ajunși în frunte. Numărul 2 mondial s-a așezat la coadă, numărul 2 în statul român a intrat în față. Alo, domnul Tăricianu? Da, tată, la matale mă refer. Domnul Tăricianu, bună dimineața! Ați intrat prin spate să vă faceți permisul, ați încercat să evitați coada? Raul Ciucleasă, de la News.ro. Ați încercat să evitați coada, domnule Tăricianu? Ce părere au oamenii din față? Există în orice stat câteva funcții importante unde oamenii au fost aleși pentru ca să reprezinte într-un fel statul și să se dedice în principal problemelor societății și comunităților. Da? Asta trebuie să fie preocuparea lor principală. Nu statul la coadă. Vedeți? Cam asta e diferența între un domeniu în care ajungi numărul 2 mondial, atenție, cu muncă, muncă și iar muncă, respectiv un domeniu în care ajungi numărul 2 pe țară, pe bază de alianțe subterane, trădări și multă gargară. Da, într-adevăr, nici Halep nu-i perfecțiunea întruchipată. I-a enervat de atâtea ori pe cei peste 5 milioane de români care au în palmares cel puțin un titlu de mare șlem. Dar uite că Simona știe să fie o fată normală până la urmă. S-a reținut domnul Tăricianu. Domnul Șova, ești pe recepție și restul ați priceput? Mie că din toată povestea ei o să înțeleagă așa, că atunci când se bagă în față, e bine să facă și o poză cu fraierii de la coadă. Mă uit la americani și mi-e milă de ei. Pe cuvânt, la noi e senzațional. Gândiți-vă că americanii l-au ales pe Trump, da? Noi ne plângem de Dragnea, care nici măcar nu e președinte sau prim-ministru. Apoi vremea. Ce furtuni, ce uragane, ce nenorociri la ăia. Noi ne plângem vara câteva zile de căldură și iarna câteva zile de 5-6 cm de zăpadă acolo. N-avem nici atentate teroriste, chiar că suntem norocoși. Răzvan Anghelescu i-a întrebat pe oamenii lui de ce suntem noi mai feriți așa de capriciile vremii. Vax populi. De ce credeți că în România nu se întâmplă astfel de lucruri, astfel de uragane? Ce avem noi mai special? Cred că suntem protejați de munți, cred. Totuși, de Carpați, cred. Mai credincioși eu cred că e românii. Ne protejează oarecum Dumnezeu. Păi nu vine de la Dumnezeu, de unde vine asta? Sunt mai mulți homosexuali, mai mulți... Am înțeles. Din acest motiv le mai dă cât un uragan Dumnezeu, să spunem? Cred. La noi nu prea sunt homosexuali din aceștia, mai puțin, probabil. Puțin, cred. Și au luat-o de acolo, ce să mai... Credeți că va fi vreodată vreun uragan aici? O să fie între oameni. Între oameni, am înțeles. Dar nu între stele și asta... Între oameni o să fie, că dușmania nu dispare niciodată. La americani? Da. De ce sunt mai multe? Din cauza banilor. Adică? Au prea mulți bani. Vine uraganul și le ia banii. Suntem mai credincioși, nu știu, ca ei, ca cei de acolo, vi se pare? Suntem. Uite. Ca să știi, uite, și acum am
Ați fost la biserică sau ați cumpărat-o de undeva? Nu, am cumpărat-o de la el singur face de-astea, plăcerea lui. De ce nu sunt la noi? Din cauza că probabil suntem mai altfel în comparație cu alte popoare. Spunem cu americanii în cazul ăsta, cum suntem noi? Cum suntem noi? Mai buni, mai credincioși, mai cum? Mai credincioși, unii sunt mai credincioși, unii sunt mai necredincioși. Contează și asta la uraganul ăsta? Nu știu de ce să mint acum. Și ei cum sunt, domnul? Cum i-ați văzut așa pe la televizor, sunt mai răi, mai cum sunt? Eu știu dacă e mai răi, nu știu dacă e mai răi. Important e că noi suntem buni și ne protejează. Știți că ne protejează Dumnezeu pe noi. Nu vă e frică, nu știu, că o să vină și la noi sau nu prea? Nu știu dacă o vrea Dumnezeu, îl trimite și nouă, că și noi ne-am răit. Numai la mare se întâmplă treaba asta. La mare se întâmplă. La mare. La mare sau în ocean. Ce să mai zic acum? Omul zice... Mă duc la biserică, m-am închinat și când ajuns acolo, am jurat pe măsă. Nu am mai fost la biserică, nu se știe. Băi, aia e, vezi. Deci nu trebuie să ne salvăm singuri, oarecum, de uraganele astea, o forță divină să ne protejeze? Da, e și chestia asta, dar e o chestie altă. Să ne ferim unul de altul. Doresc că din pricina zonei în care ne aflăm. Nu cred eu că s-ar putea forma uragane la noi. Asta ar fi o explicație și auzeam de la oameni de la noastră de aici că și felul nostru, nu știu, suntem oameni mai buni, mai credincioși, o avea legătură și asta? Nu, nu cred. Nu. Și dacă e joi, e muzică bună cântată live la Starea Nației. În seara asta au trecut pe la noi băieții de la Grey Matters. Iată cum se descriu ei, îmbinarea a patru materii gri, fiecare cu un stil și caracter propriu, care încearcă să aducă mereu ceva nou pe scenă sau în studio. Au luat naștere în 2014 în București și abordează un mix între alternativ cu elemente de muzică electronică industrială. De curând și-au lansat primul single intitulat See the Sun, pe care îl vom asculta și noi în continuare în variantă acustică. And we were made as
you choke them.